Toți sunt gata. Sunteți gata? Ok. Un pic așteptați-vă. Acum, dacă se poate. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor că sunteți aici. Mă bucur că deciziile din Primăria Capitalei sunt de interes, pentru că ele sunt foarte, foarte importante pentru bucureșteni și pentru a corecta tot ce s-a întâmplat după atâtea administrații proaste. Sunt Diana Mardarovici, sunt consilier general PNL și purtătoarea de cuvânt a grupului de consilier general PNL. Îi am alături de mine pe colegii mei consilier general. În primul rând, vreau să vă spun un lucru. Suntem cei care l-au susținut pe primarul Nicușor Dan din primul moment. O facem în continuare. Îl susținem pe primar cu acest demers de a opri toate mizeriile care s-au făcut în dezvoltarea Bucureștiului pe baza unor puzuri coordonatoare de sector aberante care au conținut ilegalități. Pe baza acestor puzuri s-au distrus spații verzi, pe baza acestor puzuri s-au construit blocuri între case, pe baza acestor puzuri PSD-iste, pentru că au fost generate de primari PSD, s-au introdus în primării clanuri mafiote cu interese clare de a distruge Bucureștiul în interes de profit și atât, fără să le pese de consecințele pe care le vor suporta atât bucureștenii, cât și copiii noștri, cu sănătatea lor. Poluare, trafic, slalom printre mașini. Cunoaștem toți această situație. Îl susținem, așa cum am mai spus în presă, pe primarul general în acest demers. Și invităm pe colegii noștri să voteze. Este clar? Să voteze suspendarea puzurilor. Acum, despre ce vorbim? Într-o discuție cu primarul general, pentru că problemele din puzuri sunt foarte clare. L-am întrebat pe primarul general de cât timp are nevoie pentru a rezolva. Nu e vorba de termen în sine. Întrebarea este ce punem în loc și cât timp ne ia să punem în loc ceva bun. Primarul general ne-a comunicat că are nevoie de 3 luni pentru a identifica problemele și UTR-urile în care sunt probleme. Ce înseamnă un UTR? Practic zona în care sunt problemele respective. Despre ce vorbim? Despre parcuri, despre spații verzi, despre blocurile între case. 3 luni sunt necesare acestui demers pentru a face și a pune în loc ceva bun, pentru a nu bloca dezvoltatorii sau oamenii de afaceri de bună credință. Nu îi putem pune pe toți în aceeași oală, pentru că mulți dintre ei dau și oferă locuri de muncă. Mulți dintre noi, dumneavoastră și eu, avem un loc de muncă datorită unor oameni de bună credință. Deci nu putem să mergem de la premisa relei credințe când facem referire la ei. În ceea ce privește termenul final, vă asigur că dacă ni se spune clar de cât timp e nevoie, iar noi avem încredere că noul primar general vrea să facă lucrurile repede și corect, noi vom vota ceea ce ne spune primarul general că poate realiza. Noi nu vrem să dăm termene nedefinite în Primăria București, astfel încât, după un an și 11 luni și 2 zile, ei să ne spună că acum s-au apucat și mai au nevoie de suspendare de încă 2 ani, sau încă 9, sau încă 20. Aceste termene care sunt lungite mereu și, vă spun sincer, mă întristează faptul că bucureștenii ne-au comunicat că e puțin 3 luni sau e puțin 6 luni sau 9. Nu este puțin când există dorința de a simplifica ceva. Bucureștenii s-au obișnuit cu tergiversarea asta nesfârșită din partea funcționarilor, mai ales cei din primărie. De ce? De ce trebuie să fim de acord cu faptul că lucrurile durează mult? Noi trebuie să facem lucrurile să funcționeze.
primarul general știe cum să realizeze acest lucru și avem încredere totală în el. Până la urmă, PNL-ul va susține aceste 3 luni de zile, suspendarea puzurilor doar pentru 3 luni în această perioadă. PNL va susține termenul în care primarul general, cu aparatul propriu, va rezolva problema și va corecta greșelile. Atunci termenul de 2 ani mai rămâne în picioare? Este o întrebare foarte bună. Și care este răspunsul dumneavoastră? Răspunsul este clar. Termenul final va fi stabilit în funcție de timpul realist necesar și nu unul lungit. Deci toată primăria să fie la muncă, ca să ne înțelegem. Toată primăria la muncă. Mă deranjează ideea că munca le întrerupe cafeaua. Deci mă deranjează foarte mult. Luni pentru suspendarea. Primarul general ne-a comunicat că îi trebuie 3 luni pentru că problemele, UTR-urile cu probleme sunt cunoscute. Evident că sunt cunoscute de către primarul general. El știe ce trebuie să rezolve. Și atunci de ce nu suspendă parțial puzurile? Pentru că tot între timp, dacă nu se suspendă corect, între timp pot genera alte probleme. Aceste 3 luni sau încă 3 luni pentru dezbaterea publică, să facem, să invităm bucureștenii să ne spună care sunt problemele, pentru că ei, mulți dintre ei ne-au comunicat, vor putea fi implementate și printr-o discuție. Deci trebuie să suspenzi, pentru că e posibil ca în aceste 3 luni să identificăm UTR-uri în care sunt probleme. În urmă cu 2 zile? Mă scuzați, e foarte important să oprim de azi înainte orice abuz. E lucru foarte important. Și de asta suspendăm tot, ca să ștergem și să punem ceva bun în loc. Nu, ce înseamnă ceva bun? Noi puzuri, un plan urbanistic general? Ce s-ar întâmpla în aceste 3 luni? Evident că toți ne dorim un plan urbanistic general bun. Realist, el nu se poate realiza sub un termen de 36 de luni. Ce se întâmplă cu proiectele care deja au depus actele sau cele care respectă reglementările? Legea prevede și este foarte clară, legea nu se aplică retroactiv. Am avut această discuție ieri cu partenerii noștri, în prezența primarului general și a unui expert în drept administrativ și constituțional, care ne-a spus clar că orice demers al Consiliului General trebuie să se aplice din momentul votului sau dacă are o dată de începere menționată în act, dar nu se poate aplica retroactiv. Conform legii, începerea demersului în ceea ce privește actele de urbanism presupune începerea procesului, deci nu se poate aplica oamenilor de bună credință care deja au inițiat aceste procese. În urmă cu 2 zile, primarul general susținea că are nevoie pentru a realiza acest demers de o perioadă de 2 ani. După ședința cu grupul PNL și cu domnul Ludovic Orban, cumva s-a schimbat perioada și a scăzut la 3 luni, vorbim de o diferență extrem de mare. Ce s-a întâmplat? Am fost în acea ședință și pot să vă confirm că termenul de 3 luni este un termen pe care ni l-a dat primarul general la întrebarea foarte clară de cât timp aveți nevoie și în cât timp puteți, în cel mai scurt timp posibil, și e normal să ne dorim cel mai scurt timp posibil, cred că asta nu e nicio întrebare. Mi s-a răspuns 3 luni. Și atunci de ce își dorea primarul general, dacă știa că poate face asta 3 luni? Nu pot răspunde în numele primarului general. Eu pot să vă spun un lucru foarte, foarte simplu. Vrem să se miște primăria asta odată. Dar în același timp ați spus despre faptul că veți vota orice termen pe care vi-l va propune domnul Nicușor Dan. Până la urmă ce înțelegem? 3 luni sau un alt termen? Termenul final va fi stabilit împreună cu aparatul pentru, dar în acest termen nu poate să fie doar un termen, pentru că și e specificat în legea, în codul administrativ. Noi trebuie să fim responsabili. Atunci când dăm termene, trebuie să le explicităm. Dacă este 3 luni, ce se va realiza în cele 3 luni? Dacă sunt 6 luni, ce se va întâmpla în 6 luni? Dacă sunt 9 luni sau dacă sunt 12 luni? Noi avem nevoie de aceste răspunsuri. Care sunt pașii? Ce se face în prima zi după suspendare? Dar intrați în ședință de la 11 până la urmă. Pentru ce veți vota? Care este proiectul final? Îl veți vedea în ședință abia? Proiectul final
în forma lui, va fi trimis de către DATJ, conform procedurii, îl vom vedea toți, este un proiect public și veți avea și dumneavoastră acces la el. În ultima perioadă, mai mulți jurii și cabinetele de avocatură au transmis diverse sesizări în fața Consiliului General, în fața juriștilor. Se refereau la aspectul legalității retroactivității. S-a renunțat la acel punct 2.2 pentru că, conform analizei unui expert în cod administrativ, unui expert în administrație publică și drept constituțional, am fost informat și ni s-a confirmat, retroactivitatea ar reprezenta o nelegalitate. Dacă în acest moment votați, în cadrul acestei ședințe, votați acest termen de 3 luni sau oricare altul, 6-12-24, înseamnă că grupul PNL asigură cetățenii municipiului București că nu va exista o prelungire a acestui termen? E foarte greu să asiguri atunci când nu consiliu. Dacă Consiliul General ar face acest lucru, atunci aș putea să le dau asigurări. Având în vedere că mă bazez pe funcționari din administrația publică, dar nu vreau să le dăm, nu vreau să-i acomodăm, nu vreau să le dăm termene lungi, astfel încât ei să poată sta liniștiți. Avem 2 ani, bine, ne-am apucat noi odată. În același timp, motivul pentru care a fost presiune pe Nicu Ciordan să vină cu ideea. Nu a existat această presiune. Noi am întrebat și ni s-a răspuns în mod clar. În cel mai rapid termen este de 3 luni. Și ce ar trebui să pună în loc în aceste 3 luni de zile? Trebuie să identificăm zonele cu probleme, să invităm bucureștenii la o discuție, să știm foarte clar ce avem de schimbat și să punem ce este corect din punct de vedere a unui oraș pentru viitor, a unui și oraș pe care acest lucru. Puzuri spațiile noi verzi trebuie protejate, spațiile verzi trebuie, pentru că nu ne aparțin nouă, în ideea unei dezvoltări durabile, aceste spații verzi aparțin generațiilor viitoare. Noi avem datoria să le menținem, să scadem poluarea. În toate corecțiile noastre, în tot ce vom pune, vom face din asta un principiu de bază. Asta înțelegem, dacă act până la urmă, ce puneți în loc? Suspectați că nu a fost respectată legea. Exact. Există zone, UTR-uri, sunt identificate. Aici vă poate răspunde și cred că este cel mai măsură să vă răspunde primarul general, pentru că care sunt zonele ține de aparatul administrativ al primarului general. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru întrebări și că ați fost aici. Trebuie să intrăm în ședința de Consiliu General. Vă mulțumesc. Mulțumesc! O zi frumoasă! Comisiile s-au încheiat, nu? Comisia juridică. Juridică este în cadrul de desfășurare. Nu știu când am ieșit eu aici, dar vă pot spune.